Georgiana, îți mulțumim că ai acceptat să faci parte din provocarea pe care am lansat-o pe pagina noastră de Facebook către suporterii naționale feminine și anume de a-ți adresa întrebări. Am primit foarte multe întrebări din partea lor pentru tine, a trebuit să selectăm doar 10 și vei avea și o misiune mai dificilă la finalul acestui interviu și anume de a premia cea mai interesantă întrebare dintre cele pe care le-am selectat. Totodată țin să menționez că toate cele 10 întrebări vor primi o invitație dublă la partida România-Finlanda din 26 septembrie, deci nu avem un pierzător. Propun să începem să răspundem, nu? Super, da. Mulțumesc frumos de invitație. Bogdan Constantin Matei te întreabă. Te afli în fața unei clase, a șasea, cea mai bună clasă din școală. Ce mesaj le transmite elevelor astfel încât să înțeleagă de ce fotbalul feminin îți poate schimba viața în bine? În primul rând, aș vrea să le spun că sportul în general îți schimbă viața, sportul te educă, sportul te face să fii mai responsabil, sportul îți creează un caracter foarte frumos, atât în viața de zi cu zi, cât și în cea sportivă. De aceea le-aș îndruma să-și aleagă sportul care le atrage cel mai mult pe ele, dar dacă sunt atrase de fotbal, cu atât mai mult le încurajez să aleagă acest sport. Dara Maria te întreabă, consider că fotbalul feminin va reuși să își facă loc într-un domeniu dominat de bărbați și să ajungă la același nivel de notorietate? Dacă m-ai fi întrebat acest lucru când m-am apucat eu de fotbal, adică acum 16 ani aproximativ, cu siguranță balanța înclina a spune că nu aș fi crezut acest lucru. Însă ne-am dezvoltat atât de mult încât chiar am încredere acum că vom ajunge și în țara noastră să nu mai avem diferențe atât de mari între fotbalul masculin și cel feminin. Romina Măcelaru te întreabă, ce te-a făcut să alegi fotbalul? Și eu îl iubesc și am jucat și eu. Aș spune că m-a ales fotbalul pe mine, nu neapărat că l-am ales eu pe el, pentru că încă din copilărie primele mele amintiri sunt cu mingea de fotbal. Știu doar că băteam între ghilimele mingea cu fratele meu, atât în curtea bunicilor, pe ulițele satului unde noi am crescut, pe terenul pe care l-aveam în apropierea locuinței. Și nu știu să fi fost atrasă de altceva încă de mică, adică m-a ales el pe mine. Otilia Ștefania Dinu te întreabă dacă ai avut emoții când ai jucat primul meci pentru Națională. Da, am avut mari emoții și am în continuare foarte mari emoții. Primul meci a fost când aveam eu 14 ani sau 15 ani, dacă nu mă înșel, la Naționala de Under 17. Și mi-aduc aminte că pur și simplu tremuram, chiar și acum am aceste emoții și sincer îți spun că sunt cele care m-au făcut în continuare să lupt pentru acest sport, care îmi oferă acea dorință de a nu renunța niciodată. Cătălina Andreea te întreabă, care ar fi răspunsul tău pentru toți bărbații care spun că femeile nu au ce căuta la fotbal? I-aș ruga mai întâi să nu pun o etichetă fără a cunoaște acest sport. I-aș invita într-un cantonament sau măcar într-o săptămână în cadrul unei echipe de club de fotbal feminin, la finalul căreia se ia parte la un meci oficial. Și după aceea, da, pot să-și dea cu părerea, dar sunt convinsă că părerea lor ar fi radical schimbată. Viorel Dumitru îți urează mult succes în drumul spre performanță și te întreabă dacă ai avea ofertă de la două cluburi din Europa, Real Madrid și Barcelona, ce club ai alege? Da, ar fi mai mult decât un vis aceste oferte. Nu știu, ar fi cumva ireal, dar ca să intrăm în jocul întrebării, aș alege Barcelona pentru că la fotbal masculin idolul meu este Lionel Messi. Denisa DNI te întreabă dacă îți este dor de copilărie și locurile unde împreună am învățat să jucăm fotbal. Da, îi mulțumesc, Deni, pentru această întrebare. A fost cu echipiera mea la începuturi, la Târgoviște, unde eu am început fotbalul feminin. Mi-este foarte dor de acele momente. Mi-aș fi dorit ca și noi să avem condițiile de astăzi, în acea vreme. Dar, da, m-aș întoarce oricând și nu am să uit niciodată de unde am plecat.
Gianni Dorobanțu te întreabă, atunci când intri pe teren și atingi mingea, simți că asta poate fi o terapie sufletească? Da, a fost și este în continuare o terapie pentru mine. An de-a rândul, mai exact vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, eu am împărțit fotbalul cu job, am avut un loc de muncă stabil și în momentul în care aveam o zi grea la muncă, ca fiecare în parte, acel dreptunghi pentru mine pur și simplu schimba totul. Acolo lăsam tot afară, puneam ghetele în picioare și pur și simplu eram eu cu echipierele mele, fotbalul și atât. Teodorescu Dumitru te întreabă ce ai simțit prima oară când s-a intonat imnul? Ce simt de fiecare dată. Este o mare responsabilitate, este o mare mândrie și sunt foarte încrezătoare și nu există sentiment mai plăcut decât acela de a-ți reprezenta țara. Și ultima întrebare de la Mihai Done, care te întreabă care este jucătoarea ta preferată din fotbal și dacă te vezi vreodată jucând cu ea. Da, probabil o să surprind cu un răspuns. Nu am jucătoare preferate faimoase, să spunem așa. Mi-am luat ca și model încă din copilărie pe Olga Iurdăchiuș, care mi-a fost coechipieră la CSS Târgoviște. După plecarea ei, am fost profund impresionată de Florentina Olarsponu, care pentru mine, pur și simplu, nu știu să vă descriu, dar nu există un model mai bun pentru mine. Așa că atât Olga, cât și Florentina au fost, sunt și vor rămâne pentru mine modele în cariera mea fotbalistică. Și cu Olga, chiar și acum, suntem în aceeași echipă la această acțiune. Am avut onoarea de a juca și cu Flori. Mă bucur enorm de mult și o aștept și pe ea. Sper să mai revină. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile astea frumoase și sincere. Și a venit și momentul cel mai dificil despre care discutam la începutul interviului, și anume să alegi întrebarea câștigătoare, care va fi premiată cu un tricou semnat de către Tricolore. Nu mai știu exact numele, o să aleg pentru că m-a făcut să visez oarecum întrebarea de a avea o ofertă de la Real Madrid și Barcelona. De la domnul Viorel Dumitru. Da, aceea. Îți mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare. Și eu mulțumesc frumos.